Bun, deci avem primele rezultate. Deja pentru fiecare cuvânt cheie avem câte un click pe site și deja putem să mai analizăm situația noastră. Observăm că a apărut deja și valoarea la cât R, da? Deci 2,7, 3,23 și 5,88. Deci ăsta este cel mai bun, da? Are un cât R, acest cuvânt cheie are un cât R mult mai bun. Și aici în coloana CPC Medium, deci noi pentru respectivul click am plătit 0,41, chiar dacă noi aici avem 0,80, Google a calculat și a dat valoare de 0,41 pentru respectivul click la poziția 2,9, da? Aproximativ asta este poziția anunțului nostru acum în Google. O să mai dau o dată un refresh, să vedem dacă s-au mai schimbat ceva. Da, avem deja câte două clicuri. Aici a crescut cutărâul la 5,88 și s-a schimbat și CPC-ul medium, da? Poziția iarăși 2,88, 3,3. Aici poziția ar trebui să mai crească. Încă nu avem date aici la suma estimată pentru partea de sus, dar asta se actualizează mai rar, da? Și trebuie să mai așteptăm un pic. Bun. Să vedem și ce s-a întâmplat pe site. Eu folosesc un serviciu de analiză a utilizatorilor pe site. Mergem la site-ul nostru Copilul și Mama și mergem la WebVisor. Și aici noi vedem cine a intrat pe site-ul nostru și de unde a intrat. Da? Foarte important. Și noi avem aici 4 clicuri din AdWords, da? Această iconiță înseamnă că utilizatorul a venit din Google AdWords. Și vedem aici că primii 2 utilizatori au venit de pe telefoane mobile, Google Android, și încă 2 de pe sistemul de pe desktop cu Windows 7. Acești vizitatori au stat pe site 1 minut, 32 de secunde, 6 minute și 24 de secunde. Au vizionat o pagină, 3 pagini, o pagină și iarăși 3, da? Și în felul ăsta noi vedem cât de tare s-a implicat vizitatorul pe site-ul nostru și respectiv putem să și vizualizăm ce a făcut vizitatorul pe site-ul nostru. Da? Deci, fiind pe dispozitiv mobil, așa se afișează site-ul nostru și dacă vedeți punctul ăsta roșu, asta este degetul lui pe ecran, da? Cum navighează el pe site. Și vedem că el navighează pe produsele noastre, în felul să nu putem să ne dăm seama cât de bine îi se afișează site-ul, ce îl interesează, ce produse anume îl interesează mai mult și eventual dacă dă click pe un produs putem să vedem ce activitate a mai făcut. Bun, să mergem la unul care a vizualizat 3 pagini, iarăși de pe telefon mobil. Ok, deci aici n-am văzut nimic. Și cred că a intrat pe categoria cărucioare noi născuți. Iarăși de scroll în jos. Și iarăși a dat click, probabil, da, și a ieșit. Mai departe încă nu, să vedem și pe desktop cum a navigat. Pardon. Da, deci și în cazul ăsta deja e pe desktop și se vede mult mai mare, la o rezoluție mai mare. Îi vedem mouse-ul lui, a navigat pe categoria plimbări, transport. Deci a ieșit din categoria cărucioare. Aici n-a dat scroll, n-a găsit nimic. Și s-a întors înapoi la categoria cărucioare și iarăși a ieșit. Bun, deci cam asta este analiza. O să vedem și cum se afișează, să vedem dacă se afișează acum anunțurile noastre. Da,
Da, anunțul dumneavoastră se afișează pentru cuvântul cheie cărucioare 3-in-1 și putem să vedem unde se afișează. Da? Deci în prima parte nu este, încă anunțul nostru este destul de jos, se afișează în partea de jos a ecranului, dar pe parcurs noi o să îl îmbunătățim și el se va afișa pe prima pagină. Da? Deci asta va răspunde de coloana de poziția medie, 2,833, asta trebuie să o îmbunătățim. Ok, dăm iarăși un refresh să vedem dacă s-a mai schimbat ceva. Da, a mai apărut un click și... Deci cam atât. Până ce-o fi.